haideți să fie într-un ceas bun, să vă folosească dumneavoastră ca să le fie de mare ajutor celor care sunt în suferință și care pot primi sprijin și un diagnostic mai bun și mai aproape de ceea ce dumneavoastră veți decide ca și tratament. Doamna Flora! Dacă nu vă dădeam, lipsea ca vinerea din post. Este unul dintre cele mai performante aparate de radiologie care există pe piață la ora actuală. Un aparat care ne permite nouă să efectuăm o cameră largă de investigații imagistice. De la radiografiile simple până la examenele paritate, esogastro-duodenale, irigoscopii, urografii intravenoase și așa mai departe. Un aparat care are nenumărate avantaje comparativ cu aparatele vechi, în sensul că vorbim despre o doză de iradiere foarte mică, așadar pentru pacienții care vin la unitatea de primire urgențe cu politraume, cu accidente rutiere și care necesită investigații imagistice multiple, doza acumulată de iradiere este foarte mică. Vorbim de o calitate a imaginii reproșabilă, în sensul că aici efectuăm practic achiziția, poziționarea pacientului. Achiziția se face pe un monitor, dincolo să vă arătăm. Și ulterior, pe o stație de postprocesare, putem optimiza imaginea, o putem modifica în așa fel încât să ne apropiem de cele mai fine detalii și să obținem o imagine radiologică cât mai corectă, în așa fel încât să avem un diagnostic cât mai corect. Este un aparat extrem de util, care ne ușurează nouă munca, dar în primul rând pacienților. Putem realiza achiziția pe suport digital. Am optat, există o extra opțiune și pentru niște filme speciale cu o developeză laser automată. Ulterior, printr-un sistem informatizat bine pus la punct, se pot transmite imaginele și către celelalte secții. Asta e foarte important. Deci are terminale la și la secțiile celelalte. Celelalte secții, în așa fel încât în cazul unor urgențe putem să transmitem imaginele în timp real. Este un aparat care este binevenit și nu pot decât să mă bucur că s-a putut finaliza acest proiect și că putem să beneficiem la diagnostic și pacienți în continuare. Credeți că am putea astăzi să facem un experiment pe ziarist sau pe o ziaristă aici, să încercăm cu ei, să vedem dincolo de ce au în afară și scriu ce știi dinăuntru? Am primit de radiografii să fac într-o zi în Spitalul Roman. Sute de radiografii. Era un aparat foarte util. Este un aparat foarte util. Și în ce înseamnă iradierea? Adică spuneați că este o doza de iradiere față de la tip clasic. Este cu aproximativ 80% se reduce doza de iradiere. Gândiți-vă un pacient politraumatizat care vine la CPU, care are investigații din cap până în picioare. Doza asta acumulată de iradiere este practic infimă cu acest aparat față de aparatele de. Din ce știți, prin zona Moldovei, mai există un aparat mai bun decât ăsta? Da, există. Se pare că ne apropiem ușor de mari centre universitare, pentru că există mari centre universitare și... da, acolo există. Cred că și Piatra are un aparat de genul acesta. În Iași, pentru că vine centrul universitar Iași, în toate spitalele mari există acest aparat. Foarte mult ești ușoară. E nevoie să știți că în continuare de foarte multă dotare și de musimată în această situație foarte bine. Dar se pare că ne apropiem cu pași repezi și noi de performanță, de calitate și de mai decent de investare, așa cum vă spuneam. La capitolul dotare, pentru că la capitolul știință suntem deja acolo. Celelalte aparate vor mai fi folosite, mai erau 2 sau 3, da? Da. Vor mai fi folosite și celelalte aparate, sigur. Mai avem un filmat, și unul vom transfera în policlinică, nu cel care... Da, aparatul din policlinică obținem autorizația și instalațiune ca și prin se mai poate. Se mai poate, după care ne trebuie un alt aparat. Cu ce mai tare vreți să... ne permitem să achiziționăm un alt aparat pentru policlinică. Dacă nu, atunci vom muta din spital un aparat în policlinică. Pacienții pot alege sau în funcție de problematică prin aparatul acesta sau în cele? Tot ce înseamnă internat în spital. Pacientul prezentat în centrul urgențe se face
aici. Ce este ambulatorul, se merge în policlinică. Tocmai pentru a nu aglomera prea mult secția de radiologie. Începând de altă, putea face și la casă de contract, contractul la casă se face la anul de acum. Se fac contractele. Deci noi am încheiat contractul cu casa la sfârșitul iulie 2016. Următorul contract va fi la anul. Nu putem să facem demersul pentru aparatul de radiologie acest, că să avem un ambulator, tocmai pentru că nu este perioada de contractare. În perioada asta cât v-ați contribuit atât cu darea de folosință de lipsa celui de-a doua tranșă, cât ați pierdut în nu a fost numai lipsa celei de-a doua tranșă, a fost deci o perioadă în care noi am avut nevoie de toate avizele. De avize de la CNCAN. Nu putem funcționa fără avizul CNCAN-ului. Comisia Națională pentru Control Activității Nucleare ne-ar fi amendat și sunt amenzi foarte mari dacă noi am fi pus în funcțiune acest aparat fără aceste avize. A fost aviz de demontare a vechiului aparat care era aici, aviz de amplasare a acestui aparat, după care s-au făcut demersurile pentru avizele de punere în funcțiune a aparatului Luminos Fusion, complet digital. Această perioada de la trimiterea documentației până la obținerea vizelor este undeva de aproape 2 luni de zile. Încât la sfârșitul iulie noi am avut avizul pentru punerea în funcțiune, după care s-au făcut demersurile cu firma să vină să instruiască personalul. A fost instruit personalul pentru funcționarea aparatului și s-a făcut recepția finală, urmând ca astăzi să-l punem și în funcțiune. Deci de astăzi sunt obținute toate avizele, personalul este instruit, practic din momentul de față este funcțional. Toate sistemele, totul este asigurat și totul este funcțional. Plătit sau neplătit? Deci noi așteptăm acum, Consiliul Județean a spus că așteaptă o rectificare. Veni banii deja, am înțeles că se pregătește hotărârea de Consiliul Județean. Sperăm să țină cont de doleanța noastră și pe 12 decembrie am înțeles că este rectificarea. Și sper să înțeleagă importanța și faptul că au făcut o promisiune că la rectificare vor ține cont. Dacă nu țin cont nici la această rectificare, înseamnă că într-adevăr e rea voință. Nu mai există nicio scuză. Există totdeauna și un plan B. Deci aveți un primar destoinic care știe să facă pozițiile și planurile să le aibă toate pe masă. Dar noi sperăm să meargă cu planul A, astfel încât lucrurile să funcționeze normal și corect. Până la urmă vedem atâtea lucruri că se întâmplă în această țară, și atâtea anchete pe deturnări de fonduri sau pe repartizare de fonduri discreționare. Noi suntem în județul Neamț. Credem că municipiul Roman este în județul Neamț. Fiind în județul Neamț, trebuie să se bucure de aceeași atenție ca orice OAT din județul Neamț, iar acesta nu este un moft nici a primarului de Roman, nici a primăriei Romașcane, nici a Consiliului Local din Roman, nici a unui cetățean care este umflat de importanța zonei în care trăiește. Este o condiție corectă, obiectivă și o necesitate. V-au explicat-o specialiștii și în acest sens noi am fost de acord și am susținut acest proiect. Cei de la spital, secția de imagistică, ne-au prezentat aceste lucruri. Iată că lucrurile se realizează. Așa încât sperăm pe 12 decembrie, mai ales că vor fi deja trecute și alegerile, să se țină cont, să revină toată lumea cu picioarele pe pământ, din sferele luptei din războiul stelelor politic și să fim o conducere administrativă care într-adevăr se ocupă spre interesul instituțional și folosul fiecărui romașcan în parte. Dacă totuși nu se va ține cont, ce ne va am spus că există planul B. Nu v-am spus că există planul B? Adică? Vă pot divulga. Că dacă vă spun patru planul B, să ciobești planul A. Nu o să mai fi planul C. De avem medicină, dar peradologie, dar într-adevăr am dorit, am scos post la concurs și mai avem nevoie de unul sau doi medici. Sunt doi medici cu un medic cu prestări servicii, un medic care face doar cărți pe radiologie. Mai este doctorul Gheorghiu, care tot la fel e pensionar și face cărți, iar strict în timpul zilei activitatea o desfășoară doamna doctor Banu, care este medic șef de secție, doamna doctor Diaconu,
și doamna doctor Amărăducăi și doamna doctor Monu, care este directorul medical și ajută de câte ori este nevoie atunci când este prea aglomerat în CPU sau pe secția de radiologie. După care este transferat la studenta tehnică, care transferat fie către test cortic, în așa fel încât după a fi scoasă pe un CT, fie pe acea imprimantă se reduc cheltuielile cu acest... Să înțeleg că asta nu e pur și simplu un monitor de rând. Nu, deci este un monitor specializat. Special, da. Cu internet în plus, cu posibilitatea de a ne putea documenta în anumite cazuri speciale, dacă este un diagnostic mai dificil, ca să zic așa. Da, aparatul este micuț, însă poate face foarte multe lucruri.